Cine ne-a dat vestea? Era o asistentă. Zice, spuneți-i mamei că sunt bine, că nu am nimic. Nu am nimic. Vedeți că nu pot să rezist. Și când am ajuns acolo, deja era băgată. Era intubată la ora, am ajuns la 1, la 2 fără 20 am ajuns acolo. Mi-a dat vestea la 12 fără 20. Când am ajuns, era intubată, nu putea să vorbească, era sedată. Da. Dimineața, până la 4 ne-a băgat odată, ne-a dat cu chiu, cu vaiză, nu știam ce stare e. Până ne-a dat voie să intrăm la 4, după aceea la 7, la 7, era legată, era, nu știu, era, și am întrebat-o, te doare? Nu, zice, din cap că nu putea să vorbească. Ți-au venit prietene, îți dăm voie să intre? Zice, nu vreau să intru. Și atâta, am putut să vorbim, numai prin... Atunci, singura dată când a comunicat cu noi, a mai comunicat ea, dar era... Atunci se vedea clar că putea să răspundă la întrebări. Doar prin semne, v-ați. Doar prin semne, n-am putut să vorbim, să luăm legătura. Și mi s-a dat șanse, de la început, șanse 1%. Dar ea, ea a luptat, a dus 7 zile, a dus... Pentru că trecuse atâta timp de la nenorocire, aveați speranțe mai multe cu cât trecea fiecare zi, mă gândesc că nu știu, poate speranțe. Da, am avut speranțe pe zi ce trece. Mi s-a dat 72 de ore critice, după aia 7 zile a trecut și pe aia 7, i s-a făcut o operație. Tot așa ne-a dat 24 de ore critice, le-a trecut și pe acele 24 de ore. Bă, nu știu ce a fost, ne-a părăsit. Din păcate, creștem noroc. Da, chiar nu știu. Doctorii au făcut efortul supraumenești. Au stat 3 zile, 4 zile fără să plece acasă. Au făcut tot posibilul. E ceva, e o travă care a intrat în ei. Partea, și ei ziceau, partea de arsură se face, dar ce e înăuntru? Plămânii arși, otrăviți, cu substanțe care le-au descoperit și n-au putut să-i anihileze. Nu știu ce a fost. Medical vorbind, noastră credeți că s-a făcut tot ce era omenește posibil? Da, medical, da. A avut suport de toate, au fost multe comisii și toți au zis care au ieșit din comisii că au asigurat materii, adică medicamente de primă calitate, aparatură de primă calitate. Serviciul la București. Era realizată. Era, da, serviciul era realizat în Margarita. Practic avea tot viitorul. Tot viitorul avea înainte asta. Cum ați primit vestea? Primit de la o comunată. La telefon, tot în partea la Vărnu și o verișoare la telefon. V-a venit să credeți că... Ce-am văzut la televizor. Asta a fost. Dar și atelier că inițial se simțea bine, după aceea s-a întâmplat ceva. Da, așa mi-a zis că n-a venit și că a făcut operația, 12 ori a zis că e ok, nu funcție bine. Și acum a pus cu ei, ca soare care a avut pus plămânii de fum toxic, dar acum mai multe chimicale, mă le pătetează.